prăbușire. Pe vremea aceea am avut un sac de făină. Și când intra câte o sună la mine, câte un credincios, vremea aceea, 90-91, era o sărăcie lucea. Cine avea un sac de făină era bogat și eu eram cel mai bogat. Care avea un sac de făină, numai când vine cineva și vorbeam cu soția mea, făceam semn, du-te și pune în pungă făină. Se ducea soția mea, puneam, a doua zi vinea alta. Apoi tot așa puneam și ajutam cu făină. Timp de o lună de zile, a venit la mine surori și frați și le serveam cu făina și mâncam și eu cu copiii mei. O lună de zile. O lună de zile dintr-un sac de făină. Era undeva într-o cameră, sacul acela. M-am dus, nu știu ce să iau de acolo. Când se mă întorc să ies afară, fraților, eu nu mint, sacul era plin de făină. Când am văzut lucrul acela, am început să plâng. Am alergat la soția mea și am zis, vino să-ți arăt o minune. Mi-a zis, ce se întâmplă cu tine de a alerge așa? Vino, te rog. Cât am dat noi din făină aproape lună? Și am mâncat și am dat, ce? Unde e făina? Mai e? Uită-te! Și când s-a uitat soția mea, a cutremurat și a luat-o fiori și Duhul Domnului a căzut peste noi. Domnul a înmulțit, înmulțește Domnul! Spunea Ilie, robul Domnului, văduvea Ilie Saret, dar nu e întâi. Și unde lemnul și făina nu va scădea cât va ținea foamea. Cât am făcut milostenie, Domnul m-a ținut cu viață. Din puținul meu am dat și a fost binecuvântat. Într-o noapte, la o noapte de lege, vine 17 frați despre aia la mine. Și aveam două farfurii de seamă. Și o pâine și jumătate maxim. Când se pun copiii la masă să mănânce, aud vocea la poartă, verberaș. Și am zis, nu mâncați la copiii mei, poate avem un safir. Copiii mei s-au retras și n-au mai mâncat. Când am ieșit afară, văd 17 frați la poartă. A intrat în găsea, zis, fratele noștri, fără întrebi, la începe la de veche. Noi nu avem lucru așa pe nimeni, la tine a venit. Mă rog din inimă, intrați. Și ce am în numele Domnului? Mâncăm? Ei se gândeau că pun pe masă mai multe bucate. Dar când au văzut două farfurii de seamă și câteva felii de pâine, se uitau unul la altul și am zis, mă rog, fraților, Domnul are putere să-L mulțească. Ne rugăm și Domnul îl mulțește. Ne-am rugat cu toți. Au mâncat toți. 17 persoane. Și am mai rămas și am zis copiilor mei, acum intrați și voi și mâncați și voi. Și ce mi-au zis ei când am dus, când m-am dus la ei în evanghelizare după lună? Frate, am văzut minune în casa ta. Am întrebat unul pe fiecare, ne-am întrebat și toți spuneam, m-am săturat, celălalt m-am săturat, celălalt m-am săturat, toți ne-am săturat. Am văzut minune în casa ta. Trăiește Dumnezeu! Dacă vrei să-L chemi pe acest minunat în familia ta, în suferința ta, în necazul tău, în strâmbtorările tale, e Domnul, nu te va lăsa niciodată. Chemați-L câte vreme este aproape. Chemați-L din toată inima. Apropiați-vă de El. Mult nu mai e mers. Vremea vorbește că e vremea sfârșitului. Timpul vorbește. Oamenii au zis, s-a supărat Dumnezeu pe noi. Noi nu mai avem mult. Biserica Domnului, trezește-te! Și să ne apropiem de Dumnezeu din toată inima noastră. În această seară, Domnul are putere să vindece. Vreau să mă spun, credeți că Domnul în seara aceasta are putere să vindece? Cine crede că Domnul are putere să vindece, să ridice mâna sus? Aleluia! Noi vom face rugăciune în această seară pentru cei bolnavi. Aleluia! A venit astăzi cineva la noi în adunare, o femeie în care socrii au dat afară din familie, că duhurile o trânteau jos. Și ne-au rugat pentru ea și am plecat liniștit acasă. A venit o altă femeie la mine într-o dimineață, însoțită cu soțul ei, cu alții, de vreo 30 și ceva de ani. Și soțul ei îmi spune, Domnule, am auzit de dumneavoastră că la voi în adunare, la voi pocăiți, se fac minuni.
am pe soția, e gata să moară, am copii, fă ceva, m-am dus la doctor, am umblat în toată țara, pe la preoți, pe la ghicitori, pe la vrăjitori, nu s-a putut nimic, Domnule, fă ceva pentru soția mea. Și am zis, eu nu am putere să fac nimic. Are Domnul putere. Priveam la ea, fața ei tristă, capul în jos, nu mai avea nicio putere. Și am zis, tu vrei să-L primești pe Domnul astăzi la tânăra? Și a zis, da, vreau să-L primesc. S-a pus în genunchi afară la mine, m-am rugat pentru ea. Și am zis, vino duminică, să ne rugăm pentru tine să se facă ungerea și să ne rugăm pentru tine. Peste câteva zile trebuia să-i se pune ceas la inimă. Ne-am rugat pentru ea duminică. Fraților, a doua duminică vine la noi, schimbată, plină de viață, plină de fericire. A venit în față și a zis, vreau să vă spun, fraților, ceva. M-am dus la doctor, trebuia să fiu operată. Și doctorul mi-a spus, Doamne, ce ați făcut? Inima e perfectă, n-aveți nicio boală. Ce se întâmplă? Și a zis, l-am primit pe Iisus. Și marea mea, Domnul, l-a mers. L-am primit pe Iisus. Și Domnul mi-a dat o inimă nouă. Când îl primești pe El, viața ta e asigurată. Aleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare. Aleluia! Aleluia!